Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, să citim primele 15 versete. Ioan, capitolul 6. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiatei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să-și adă jos. În locul acela era multă iarbă, oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Amin. Vă invit să vă reașezați. Este o relatare biblică plină de multe semnificații, multe învățături putem extrage de aici și putem și în această zi să învățăm să ne raportăm la Domnul Iisus Hristos, să ne raportăm corect la problemele prin care trecem, să ne raportăm corect la timpul prin care trecem, la vremurile în care trăim, la resursele pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție, la așteptările pe care le avem fiecare dintre noi. În această zi aș vrea să mă opresc asupra altor lucruri decât cele pe care le auzim de multe ori când se citește sau se vorbește din pasajul acesta sau din întâmplarea aceasta. Astăzi aș vrea mesajul acesta să fie îndreptat înspre ceea ce se întâmplă atunci când îl urmezi pe Domnul. Când îl urmez pe Iisus. Vedeți că, din punctul meu de vedere, nu este atât de mare minunea, pentru mine personal, nu e atât de mare minunea că s-au mulțit cele 5 pâini. Pentru mine nu asta e minunea mare. Minunea mare este alta. Din punctul meu de vedere, este mai mare minunea că 5.000 de oameni. 5.000 de oameni îl urmează pe Domnul. 5.000 de oameni merg fără să se uite la buzunarul lor, fără să uită efectiv de ei, uită să mănânce, uită, lasă deoparte, totul devine pe plan secund și îl urmează pe Domnul. Asta e mai mare minune. Și de aceea, în mod deosebit, mă rog astăzi ca Dumnezeu să continue să facă minunea aceasta. Minunea de a-L urma pe Dumnezeu, minunea de a merge după El, o mare gloată mergea după El. Pentru că și diavolul, vedeți, n-a contestat asta, diavolul foarte mult, mai ales prin oamenii vremii de atunci, a căutat să lovească în Domnul Iisus foarte mult, foarte mult, cei din jur, farisei, cărturarii, preoții, l-au invidiat pe Domnul. Dacă stăm și ne gândim la ceea ce a provocat moartea Domnului, ceea ce a provocat sentința sau decizia morții Domnului Iisus, știți care a fost argumentul care a stat la baza acuzării? L-a priceput Pilat. Pisma, invidia.
A înțeles asta. Fariseii, preoții, n-aveau niciun argument împotriva Domnului Iisus. Dar invidia aceea, de ce omul acesta atrage mulțimi, în altă parte, Evanghelia după Marcu, relatează despre două înmulțiri ale pâinilor. Una în capitolul 6 și una în capitolul 8, una cu 5.000 de oameni, alta cu 4.000 de oameni. Una din cele două înmulțiri ne arată că oamenii aceștia au mers 3 zile, iar unii au venit de departe. Și preoții niciodată nu suportau ideea asta. Cum adică la noi nu vine nimeni, la noi se plictisesc oamenii la predicile noastre, la învățăturile noastre, când ținem noi seminariile noastre, nu vine nimeni. Și după omul acesta merg atâția oameni. După rabinul acesta merg mii de oameni, îl urmează, sunt atrași de el și te gândești în această zi, oare ce i-a atras pe acești oameni, acești mii de oameni care îl urmau pe Domnul. De aceea, așa cum am spus deja, haideți să vedem ce se întâmplă atunci când îl urmezi pe Domnul. În primul rând, când îl urmezi pe Domnul, ești copleșit de bunătatea Lui. Cartea Proverbelor conține un verset care îmi place foarte mult. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Farmecul, acum cuvântul este puțin dificil poate să-l înțelegem în contextul nostru, dar cine a fermecat pe acești oameni? Cine i-a atras? Ce i-a atras? Ce anume făcea Domnul Iisus că oamenii aceștia lăsau totul, lăsau munca lor, se apropiau deja sărbătorile când n-aveau voie să lucreze, deci știți cum e, totdeauna există freamătul acela înainte de sărbători și mai ales sărbători mari, când era o perioadă de timp în care țineau acele 7 zile în care să nu aibă nicio activitate și atunci totdeauna era ca la sfârșit de an, ca la sfârșit de an. Când nu știi cum să mergi înainte, nu știi cum să mergi în față. Când îl urmezi pe Domnul, ești copleșit de bunătatea Lui. Ești copleșit de bunătatea Lui. Asta i-a făcut pe oameni să-L urmeze. Pentru că au văzut bunătatea Lui. În una din Evanghelii se spune că Iisus, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. I-a văzut ca o turmă care nu are păstor. S-a gândit la problemele lor, la nevoile lor, pentru că asta îi face pe oameni, asta îi determină pe oameni, asta îi împinge pe oameni să îl urmeze pe Domnul Iisus Hristos, bunătatea Lui. Asta ne atrage pe noi, asta ne face pe noi să venim în casa Domnului, când vedem bunătatea Lui. Și bunătatea Lui s-a văzut, deci nu, eu cred că nu predica neapărat, nu cuvintele. Da, e adevărat, au venit oameni și au spus, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta, dar ceea ce însoțea cuvintele Lui, ceea ce însoțea predica Lui, învățăturile Lui, era bunătatea Lui, caracterul Lui. Pentru că asta, de asta aveau nevoie oamenii, asta i-a atras pe oameni, asta i-a fermecat pe oameni. Și asta a făcut ca oamenii să lase totul și să meargă după Iisus, să-L urmeze zile la rând, fără să aibă cu ei resurse, fără să aibă cu ei posibilități. Deci, efectiv, oamenii aceia au mers zile la rând și L-au urmat pe Domnul, pentru că i-a atras bunătatea Lui. Când îl urmezi pe Domnul, ești copleșit de bunătatea Lui. Și putem învăța și noi de la Domnul Iisus Hristos și El a spus lucrul acesta, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Bunătatea, o trăsătură de care avem nevoie, este o roadă a Duhului Sfânt, dar este ceea ce ar trebui să vadă oamenii în fiecare dintre noi. Pentru că este una din trăsăturile, una din calitățile lui Dumnezeu, poate cele mai predominante în Scriptură, bunătatea lui Dumnezeu. Și o bunătate pe care ne-o putem însuși și noi. Dumnezeu la un moment dat spunea, bunătate voiesc, nu jertfă. Când vii la închinare,
nu de rugăciunea ta, nu să strigi tu cât de tare poți, nu să cânți tu cât de bine poți, îl va impresiona pe Dumnezeu, ci bunătatea, caracterul, modul de a te raporta la cei din jur, modul în care te comporți cu cei din jur. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu, pentru că asta îl caracterizează pe Dumnezeu. Asta l-a caracterizat pe Domnul Iisus Hristos. Când îl urmezi pe Domnul, ești copleșit de bunătatea Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. În al doilea rând, când îl urmezi pe Domnul, uiți de tine pentru un timp. Uiți efectiv de tine. Oamenii aceștia au mers zile în șir, oamenii aceștia au uitat, a început predica, Domnul Iisus se învăța, când a văzut că vine, s-a urcat pe o munte, învăța, predica și oamenii au uitat că le este foame. Nu oamenii aceștia au venit și au spus, Doamne, acum dă-ne pâine, acum noi te-am urmat, dar acum nu ne lași flământ. N-au protestat. N-au venit și, Doamne, am lăsat, uite, eu am lăsat muncă, am lăsat asta, dar acum măcar mâncare. Vedeți că totul a pornit din inițiativa Domnului Iisus. Totul a pornit de la El, însă oamenii, efectiv, au uitat de ei. Folosesc termenul acesta, uitat, pentru că, așa cred că, e totul lăsat pe plan secundar. E totul lăsat în spate. Nevoile mele, problemele mele, tot ceea ce am eu este lăsat pe plan secund și în prim plan este Domnul. Eu îl urmez pe Domnul, sunt uimit de El, sunt fermecat de El, sunt copleșit de bunătatea Lui și atunci El este pe primul loc. El are prioritate în viața mea. Îl urmez pe El și las totul în urmă. Asta au făcut oamenii aceștia timp de câteva zile. L-au urmat pe Domnul uitând de ei și de problemele lor. Uitând de ceea ce au și de ceea ce nu au, uitând de nevoile lor, de suferințele lor și de tot ceea ce se poate întâmpla în viața lor, au spus, noi trăim ceva extraordinar. Noi trăim ceva ce nu am experimentat niciodată în viața noastră, ascultăm ceva ce n-am ascultat niciodată. Un om care e unic, este special și de aceea totul trebuie să treacă în plan secund. Uităm de noi, uităm de problemele noastre și îl urmăm pe Domnul. Asta se întâmplă atunci când îl urmezi pe Domnul. Uiți de tine pentru un timp. Lași pe plan secund problemele tale și necazurile tale. În al treilea rând, atunci când îl urmezi pe Domnul, ești afectat. Vrei sau nu vrei, când îl urmezi pe Domnul, toată asta te afectează. Din punct de vedere fizic, din punct de vedere spiritual, emoțional, psihic, ești afectat. Adică se întâmplă ceva, nu rămâi la fel. Se întâmplă ceva în viața ta, în inima ta, în sufletul tău și ești afectat în sensul că simți și suferința. Faptul că îl urmezi pe Domnul nu înseamnă că nu o să-ți fie foame, o să-ți fie foame. Faptul că îl urmezi pe Domnul nu înseamnă că nu vei obosi, vei obosi. Faptul că îl urmezi pe Domnul nu înseamnă că nu vei avea parte și de lovituri, vei fi obosit, vei fi flămând, vei fi însetat. Ești afectat. Când îl urmezi pe Domnul, ești afectat. Dumnezeu nu suspendă legile naturii sau legile biologice în organismul tău și acum El spune 3 zile, voi nu o să simțiți foamea. Vei simți foamea. Dar în al patrulea rând, pentru că asta este logica după care lucrează Dumnezeu, Dumnezeu știe tocmai că ești afectat, El știe care sunt nevoile tale înainte să le exprimi tu, înainte chiar să te plângi tu, înainte chiar să observi tu, El știe deja, El știa mai dinainte. Și asta îmi place atât de mult în pasajul acesta, știa dinainte ce are de gând să facă. Cu alte cuvinte, tu nici măcar nu te gândești la mâncare. Tu nici măcar nu știai că vor urma 3 zile în care nu vei avea ce să mănânci, El știa deja.
și el deja pregătea. El deja pregătea. Asta este providența lui Dumnezeu. Providența înseamnă purtarea de grijă. Tu trăiești ziua de astăzi și tu aștepți să vezi ce se va întâmpla în ea. Însă Dumnezeu în suveranitatea Lui, Dumnezeu în bunătatea Lui, Dumnezeu în providența Lui, El poartă de grijă. El poartă de grijă pentru ziua de astăzi, El poartă de grijă pentru ziua de mâine, El poartă de grijă pentru viitorul tău, El poartă de grijă pentru veșnicia noastră. Slăviți să fie numele Lui! Tu nici nu știi prin ce probleme vei trece, dar El deja pregătește soluția. El deja pregătește minunea. El deja pregătește răspunsul la întrebările la care tu încă nu te gândești că ți le vei pune într-o zi. El are deja răspunsul. Ai parte de providența lui Dumnezeu, de purtare de grijă. Dumnezeu știe că îți va fi foame. Dumnezeu știe că vei fi însetat sau obosit sau vei fi afectat într-un fel sau în altul și El pregătește deja resursele. Bineînțeles că atunci când poartă de grijă, Dumnezeu nu va purta de grijă cum te aștepți tu. Întotdeauna Dumnezeu te va surprinde prin modul în care îți va purta de grijă, prin modul în care va veni cu soluția, pentru că de multe ori soluția lui Dumnezeu este total diferită de așteptările noastre sau de soluțiile pe care noi le propunem. În situația asta chiar ucenicii s-au împărțit. Unii au spus, hai să facem coleta, facem coleta. Câți bani avem? 200 de lei, prea puțin. Unii au spus, bun, poate împrumutăm, poate facem, poate mai au oamenii bani, mai strângem. Dar au venit alții și au spus, și dacă am avea bani, nu avem de unde să cumpărăm pâine, că aici satele astea n-au magazine și pâine chiar cum credem noi, gata, pregătite pentru mii de oameni. Strângem să vedem ce resurse au, cine a venit, poate oamenii au venit cu mâncare după ei, poate cumva și își poartă de grijă, dar nu, un singur băiețel l-a purtat de grijă și mai ales un singur băiețel era disponibil să dea lui Dumnezeu sau să dea și altora din ceea ce avea el. Pentru că, așa cred eu, nu ne spune Biblia asta, dar așa pot să cred, pentru că nu scrie nici invers, de asta eu pot să cred că din 5.000 de oameni, mai erau oameni care aveau poate o pâine în buzunar pe undeva, într-o traistă, dar o țineau ascunsă, să nu știe nimeni. Am eu pâine, am eu ceva rezerve, că doar erau evrei și nu degeaba erau evrei. Cum și noi. Fiecare dintre noi avem rezervele noastre. Numai cine este dispus să-și pună rezervele lui în mâna lui Dumnezeu? Să spună, Doamne, e nevoie de rezervele mele ca Tu să hrănești pe alții. Să iau din traista mea și să dau altora. Să iau din rezervele mele, să le dau altora. Să iau din resursele mele și să le dau pentru alții. Numai un băiețel putea să facă asta. Numai un băiețel putea să renunțe naiv, spunându-se, le aducem la Domnul, că Domnul are nevoie, că Domnul va face o minune. Numai un băiețel putea să creadă asta. Dar o face. Și este singurul care își pune resursele în mâna lui Dumnezeu. Și acum ne întrebăm, oare cei care au avut resurse și nu le-au pus, au câștigat sau au pierdut? Vedeți, nouă ni se pare de multe ori că dacă ținem pentru noi, dacă nu știe nimeni ce avem noi și nu ajutăm și nu facem și nu ne implicăm, credem că vom câștiga. Că cei care dau bani, cei care se implică, cei care investesc timp și resurse, sunt niște fraieri care sunt săraci de ei, i-a păcălit și pe ăștia. E așa? Așa e gândirea multora. Cine a pierdut până la urmă și cine a câștigat până la urmă? Cine va primi o răsplătire? Cine a primit aprecierea din partea lui Dumnezeu pentru că și-a pus resursele la îndemâna lui Iisus? Pentru că a luat din pâinea lui
a luat din rezerva lui, a luat din ceea ce au pus părinții și a spus, le dau Domnului. Da, am și eu nevoie, mi-e foame și mie, îmi trebuie și mie. Dar tocmai când îl urmez pe Domnul, uit de mine, uit de problemele mele, uit și asta înseamnă că uit, înseamnă să renunț, decid să uit. Nu uit pentru că mi-a luat mințile cineva, ci decid să uit de mine. Decid să mă pun pe plan secund. Nu înseamnă lipsă de stimă, de autostimă, ci înseamnă eu decid să uit de mine. Decid să mă cobor pe mine și să-L înalț pe El. Decid să renunț la mine, la gândurile mele, la nevoile mele, la problemele mele, la resursele mele și să le pun toate în mâna lui Dumnezeu, în brațul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar în al cincilea rând, atunci când îl urmez pe Domnul, beneficiez de experiențe minunate. Când îl urmez pe Domnul. Bineînțeles că pâinile acelea au rămas ca o amintire, ca o dovadă. A fost o experiență extraordinară pentru acei oameni. Au rămas niște amintiri, niște impresii care au rămas imprimate în mintea lor, în sufletul lor, pentru toată viața. Chiar Domnul Iisus le spune la un moment dat, pentru că oamenii aceia l-au urmat pe Domnul, a avut loc înmulțirea pâinilor și asta i-a făcut pe oameni să fie și mai atașați de El, să-L urmeze și mai mult. Și la un moment dat, chiar tot aici în Ioan, spune, voi veniți după mine, nu doar că vedeți minunile. Ei până atunci vedeau minunile, erau impresionați, erau copleșiți de bunătatea Lui, dar de aici încolo, pentru că au mâncat din pâinile acestea și au spus, o, așa un Dumnezeu care ne poartă de grijă, merită să-L slujești, merită să-L urmezi. Și oamenii mergeau după El pentru că au avut parte de o experiență extraordinară. Au avut parte de pâine, au avut parte de pește, au avut parte de o masă bogată, deși locul era pustiu, deși resursele erau puține, deși erau atâția și atâția oameni, au avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, când îl urmezi pe Domnul, ai parte de experiențe extraordinare. Când îl urmezi pe Domnul, când te uiți în urmă, îți dai seama prin câte experiențe ai trecut, câte experiențe, câte amintiri frumoase ai. Când te uiți la viața ta, te uiți la trecutul tău, vezi viața ta care a fost marcată profund de experiențele cu Domnul, de minunile cu care Dumnezeu a însoțit viața ta pe pământul acesta. Dar asta se întâmplă numai dacă îl urmezi pe Domnul. Ești uimit și vezi minunile. Sunt oameni care spun, nu mai sunt minuni. În parte e adevărat, pentru că oamenii nu-L urmează pe Domnul. Pentru că ai parte de minuni doar atunci când mergi după El, doar când ești cu El, doar când te rogi Lui, doar când te încrezi în El, ai parte de minuni. De aceea, atunci când îl urmezi pe Domnul, beneficiezi de experiențe extraordinare, de învățături, înveți atâtea lucruri, atâtea amintiri și acei oameni care s-au gândit, au văzut modul în care a lucrat Dumnezeu, niște învățături extraordinare, a rostit binecuvântarea, a mulțumit lui Dumnezeu. Cum adică tu ai 5 pâini, ai în față 5.000 de oameni, nici o fărâmitură, dacă ai rupe din fiecare pâine, n-ajunge o fărâmitură să dai la fiecare om și tu să spui, Doamne, îți mulțumesc. Da? Nu-i normal. Nu-i normal în lumea noastră, dar în lumea lui Dumnezeu este absolut normal. Pentru că în lumea lui Dumnezeu nu există mult sau puțin. În lumea lui Dumnezeu există doar totul. În lumea lui Dumnezeu există doar da și amin. În lumea noastră există nu se poate. În lumea noastră există nu are cum să fie. În lumea noastră există acel cuvânt nu ajunge, nu e suficient, nu e destul. Dar în lumea lui Dumnezeu nu se pune problema astfel. De aceea când te raportezi la lumea noastră, s-ar părea că ești nebun dacă mulțumești lui Dumnezeu. Dar când te raportezi la lumea lui Dumnezeu, nu poți să spui altceva decât Dumnezeu este bun. Și mulțumesc lui Dumnezeu.
Chiar și prin încercări, prin suferințe, prin necazuri când treci, privită doar din perspectiva umană, privită doar din lumea, cu ochii din lumea noastră, vom spune, nu e normal. Dar privită din lumea lui Dumnezeu, din perspectiva cerului, este absolut normal. Orice se întâmplă în viața noastră, când te uiți cu ochii cerului, știi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De aceea, orice lucru care se întâmplă în lumea noastră, orice lucru care se întâmplă în viața ta, din perspectiva lui Dumnezeu, este absolut normal să mulțumești lui Dumnezeu pentru că lucrează în favoarea ta. Doamne, dar mi-e foame, dar nu mi-ajunge, dar nu am bani, dar la un moment dat Domnul spunea, au să leșire pe drum. Asta înseamnă că deja erau oameni epuizați, gata, gata să cadă, nu mai puteau să mai meargă un kilometru sau doi pe jos. Adică atât de afectați erau oamenii, atât i-a afectat foamea, căldura, oboseala pe cei oameni, încât n-ar fi ajuns pe picioarele lor dacă nu ar fi avut o bucată de pâine. Și totuși, în momentele ca acelea, tu înveți ceva, ai parte de niște experiențe extraordinare. Ca să nu mai zic de faptul, strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Cum adică? Tu ai puterea, uite, abia ce ai mulțit pâinile, din 5 pâini ai făcut atâtea pâini și ai mulțit pâinile. Păi, e suficient să mai spui un cuvânt? Nu, strângeți-le, era multă iarbă, să strângi fărămiturile din iarbă. La muncă. Muncește, adună, să nu se piardă nimic. Principii pe care Dumnezeu ne le descrie, ne le arată. Da, El face minuni. El poate să-ți dea pâinea ca în somn, dar nu în somn, nu în timp ce dormi și nu faci nimic și aștepți ca Domnul să-ți dea totul. Nu să risipești, lasă că ai și acum mâncă tot ce ai azi, că Domnul dă. Aruncă la gunoi. Suntem, din păcate, generația care aruncă tone și tone și tone de mâncare bună la gunoi. Și ne batem joc de binecuvântările lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te învață alt principiu. Strânge fărămiturile. Pune deoparte. Nu aruncați nimic, să nu se piardă nimic, recuperați totul. Faptul că e belșug, faptul că e abundență, faptul că Dumnezeu doar spune un cuvânt și uite, s-au mulțit atât, asta nu înseamnă că vei călca în picioare pâinea binecuvântată de Dumnezeu, o vei lăsa acolo în iarbă, ci strânge, adună. Și fă în așa fel să nu se piardă nimic. Ai parte din niște experiențe, ai parte din niște învățături, vezi ceva extraordinar în omul acesta, care mulțumește și atunci când are puțin și atunci când pare că nu are deloc. Trebuie să împrumute, trebuie să ia de la alții ca să mulțească. El n-avea el pâinile și a spus, hai că dau. A cerut de la alții pâine. Nu? E cam ciudat așa. Să-l vezi pe Domnul, hai, pâine, Doamne, dar de unde să le dăm? Avem pâine? Eu n-am, spune Domnul. El n-are, dar vrea pâinile de la un băiețel. El n-are, dar îi trimite pe ucenici să întrebe cine are pâini, cine are pâini. Și eu n-am de dat. Mai cu oamenii au spus, eu n-am și atât. Și rest doar în mintea lor, eu n-am de dat. În al șaselea rând, atunci când îl urmezi pe Domnul, devii dependent de El. Oamenii îl urmau. Oamenii nu se mai... Domnul Iisus la un moment dat, și evangheliile vorbesc despre asta, le spunea, erau obosiți, nu mai aveau timp ei să mănânce, ei, ucenicii. Domnul Iisus nu aveau timp. Ei aveau ce să mănânce, dar n-aveau timp să mănânce. Unii au tot timpul să mănânce, dar n-au ce să mănânce. Domnul Iisus cu ucenicii nu aveau timp să mănânce. Și a tras la o parte, a spus, hai odihniți-vă puțin, mâncați puțin, sunteți obosiți. S-a urcat la un moment dat într-o corabie, i-a pus pe ucenici în corabie, ucenicii au plecat, el a rămas pe țăr. Oamenii au văzut că ucenicii au plecat, că Iisus a rămas aici,
Dar s-au dus, au spus, noi mergem pe jos, ocolim lacul acela și mergem unde s-au dus ucenicii cu corabia. Când s-au dus acolo, i-au văzut că era o singură corabie care a plecat de acolo. Iisus nu s-a urcat în corabia asta. Și totuși, surpriza lor a fost că a doua zi l-au găsit pe Iisus acolo și a spus, învățătorule, dar cum ai ajuns aici? Pe unde ai trecut? Cum? Ce s-a întâmplat? Că noi te-am văzut, n-ai urcat în corabie. Corabia era una singură. N-ai avut o corabie a ta specială, n-au mai fost alte corabii acolo. Ce s-a întâmplat? Acolo oamenii au devenit dependenți de El, depindeau de El. A devenit acea dependență, acea adicție. Dependență înseamnă momentul în care te-ai obișnuit cu ceva și realizezi că nu mai poți fără acel ceva. De aceea oamenii astăzi sunt dependenți de multe lucruri, sunt dependenți de bani, dependenți de telefon, dependenți de felicitări, de complimente, dependenți de aprecieri, dependenți, fiecare dependent de ceva, de tehnologie, de un lucru sau de altul. Oamenii au tot felul de dependențe, dezvoltă în viața lor tot felul de dependențe, lucruri pe care le consideră necesare și simt că fără ele nu pot trăi, nu pot exista. Fericirea lor, bucuria lor, chiar existența lor este legată strict de un lucru sau altul. Cel care îl urmează pe Domnul devine dependent de El. Își dă seama că nu poate trăi fără El. Și cât aș vrea ca fiecare dintre noi să dezvolte acest tip de dependență. Să ai acea dependență, să știi, eu nu pot fără. Eu nu pot să stau acasă duminică dimineața să dorm când știu că frații sunt la biserică și când știu că și Domnul este la biserică. Asta înseamnă dependență de El. Nu pot, le las toate deoparte, orice s-ar întâmpla, orice las la o parte pentru că eu sunt dependent de El. Și oamenii aceia au lăsat totul deoparte și au mers după El și umblau după El și aproape că Domnul Iisus nu știa cum să scape de ei, că la un moment dat nu mai avea timp să mănânce, nu mai aveau timp de odihnă, nu mai putea dormi, oamenii îl îmbulzeau, oamenii erau după El și erau după ei. Pentru că oamenii au ajuns dependenți de El. Dar dependența aceea bună. Și bine ar fi să avem parte și noi de dependența asta, dependent de Iisus, dependent de Dumnezeu. Să nu poți trăi fără El. Să nu poți mânca fără să-i spui lui un mulțumesc, să stai de vorbă cu El. Să nu poți să te culci fără să-ți pleci genunchii și să spui, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Să-ți iei un rămas bun de la El, noapte bună, Doamne, dimineața să te trezești, să nu deschizi ochii până când nu-i spui, îți mulțumesc că mai văd și astăzi. Să nu poți trăi o zi fără El. Să nu poți face un pas fără El. Asta înseamnă, asta vrea El. Când îl urmezi pe El, devii dependent de El. Al șaptelea rând. Un lucru extraordinar care s-a întâmplat acolo. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai El singur. A plecat. Dar când îl urmezi pe Domnul, se întâmplă ceva în sufletul tău, se întâmplă ceva în inima ta. Devii dependent de El și realizezi un lucru. Este singurul care merită să fie împărat. Ei aveau împărați, dar aveau împărați impuși, care au venit cu sabia, care au venit cu armata, care au venit și i-au obligat și au spus de aici încolo, împărat este Cezarul de la Roma, împărat vă punem aici, este Pilat, acolo este Irod, ăștia sunt împărații noștri, noi îi punem, vreți, nu vreți, ei sunt împărații voștri. Însă vine cineva care nu vrea să fie împărat. Și asta e frumusețea slujirii lui Dumnezeu, aceasta e frumusețea harului lui Dumnezeu, că cei care vor să fie împărați nu merită pentru că vor.
parcă prea mult vor și parcă prea mult dau din coate și parcă prea multă sabie și prea multă vâlvă vor să facă, tocmai pentru că vor ei să fie împărați. Vor ei să fie cineva, vor ei să fie ceva. Și singurul care merită să fie împărat, singurul care este demn de a fi împărat, el nu vrea să fie împărat. El spune, nu mulțumesc, mă duc singur la o parte, plec de aici. Pentru că eu nu sunt interesat de cinstea de împărat. Eu nu sunt interesat de onoarea ca împărat. Eu n-am venit pentru asta, eu nu sunt flămând de asta, eu nu vreau asta, eu nu fac asta, v-am dat pâine, acum votați-mă! Nu face asta. Dar eu vă ajut, eu fac minuni, uite câte fac eu pentru voi. Păi trebuie să mă recunoașteți, trebuie să-mi dați ceea ce merit. Mă, Iisus nu face asta. Și totuși este singurul care merită să fie împărat. Și în această zi, tocmai apropiindu-mă de încheiere, era tocmai lucrul acesta, când îl urmezi pe Domnul, îl recunoști și îl vrei ca împărat. Și acesta este lucrul cel mai bun pe care îl poți face, este lucrul cel mai frumos pe care îl poate face un tânăr, un adolescent. Îl urmezi pe Domnul. Asta înseamnă un om care nu-L cunoaște pe Domnul, când începi să-L urmezi, când îl asculți, când îl recunoști pe El, îți dai seama că El este adevăratul împărat. Că în Iesle s-a născut adevăratul împărat și cel care era la capitală nu era adevăratul, era falsul împărat. Că El era adevăratul proroc, prorocul cel așteptat în lume. El era adevăratul învățător, adevăratul rabin, adevăratul profet, adevăratul predicator. Iar ceilalți erau doar pentru reputația lor, dar își dădeau slava unul altuia și le făceau doar de ochii oamenilor și doar ca să fie ceva sau cineva. Dar Iisus era singurul împărat, singurul proroc, singurul predicator, care nu urmărea slava, care într-adevăr și-a pus inima lui și viața lui la îndemâna lui Dumnezeu și pentru binele celor din jur, care nu se gândea la el, la reputația lui, la faima lui, care nu spunea acum am dat lovitura în cominune, slavă Domnului, am cu ce să mă laud, am cu ce să mă țin trei predici, să vezi minuni, să vezi, să povestească, nu, el nu face asta. Cum din păcate vezi de multe ori predicători, da, face Dumnezeu o minune, păi are de povestit câțiva ani. Iisus nu face asta. Iisus de multe ori le spunea, chiar celor cu care făcea minunea, vezi să nu știe nimeni. Cine a făcut? Nu o contează, dă slavă lui Dumnezeu, bucură-te că ți-a dat Dumnezeu viață. Nu vine și spune, hai, veniți aici, mărturii unul după altul că uite cine a făcut și cum a făcut și să vă explic eu cum a avut loc minunea și câtă credință am eu și ce putere am eu și cine sunt eu și ce pot eu și eu și eu și eu. Iisus nu face asta. Oamenii au vrut cu sila să-L facă împărat. Oamenii gata, s-au strâns, suntem 5.000 de oameni, acum facem revoluție, 5.000 de oameni. Când mergem în capitală, îl dăm jos pe acolo, de acolo pe Pilat, mergem și la Irod, scoatem pe toți, gata, facem revoltă. Și Iisus nu capitalizează reacția asta, revoluția asta oamenilor care îl vroiau împărat, că s-au mai ridicat oameni care au folosit anumite capitalul lor de imagine, anumite lucruri, anumite calități ale lor ca să impresioneze pe oameni și să capete o anumită putere. S-au ridicat Iuda Galileanu, Teuda, unul Teuda cu 400 de oameni înarmați, oameni care au vrut să facă revoltă, să fie ei ceva și cineva. Ei bine, când Iisus a făcut asta și Gamaliel a observat bine treaba asta și a spus, oameni buni, nu-L comparați pe acest Iisus cu Teuda, cu Iuda Galileanul, cu cei care au făcut revolte. Oamenii aceștia aveau un capital de imagine, pe oamenii aceștia îi făcea să facă tot ceea ce făceau ei doar pentru imaginea lor. Iisus nu a fost un astfel de om. Dacă Iisus este de la Dumnezeu, nu puteți face nimic. Omul acesta este cu totul altceva. El a fugit mereu de imagine. El a fugit mereu de publicitate. El a fugit mereu de like-uri și de nu știu ce prezentări și nu știu ce să fie și cât mai mulți. Oamenii veneau cu miile,
Nu pentru că dădea el cu goarna și hai cât mai mult să vină aici că avem mare evanghelizare astăzi. Oamenii erau atrași, era ceva spontan, era ceva natural. Pentru că oamenii au realizat, pentru că pe Iisus tocmai nu-L interesa imaginea, nu-L interesa reputația Lui personală, prestigiul Lui, ci pe El îl interesau oamenii din jur. Lui, într-adevăr, era milă de oameni. De aceea, când îl urmezi pe Domnul, îl recunoști și îl vrei ca împărat. Și închei spunând astăzi, e foarte bine că îl urmezi pe Domnul, e foarte bine că ești copleșit de bunătatea Lui, e foarte bine că te uiți de tine pentru un timp, de problemele tale și toate le treci pe plan secund. E bine că ești afectat fizic, ești transformat, se întâmplă ceva în lăuntrul tău, înțelegi mult mai bine lucruri, ai parte de providența lui Dumnezeu, de purtare, de grijă, de o pâine care nu se știe de unde a venit, că pâinea aceea s-a mulțit și el vorbește, apoi capitolul 6 vorbește despre pâinea care s-a coborât din cer și Domnul vine și le spune, bun, mai mult decât pâinea asta care ați mâncat-o voi este o altă pâine. Pâinea vieții, eu sunt, cine mă mănâncă pe mine are viață, pentru că și dacă ai mâncat din pâinea pe care am mulțit-o, mâine îți va fi foame din nou, dar există o altă pâine care îți dă viață veșnică. Și e bine că ai parte de providența lui Dumnezeu, e bine că beneficiezi de experiențe extraordinare, de minuni, de lucruri care te vor marca toată viața, vei avea ce povesti, vei spune, eram și eu printre mii de acelea, printre oamenii care au avut în mâna lor o dovadă pe care nu poate contesta nimeni. Că oricine a venit și spune, Iisus e un impostor, Iisus e un fals, a făcut el șmecherii, teatru, v-a impresionat, o iluzie optică. Oamenii ce au spus, nu e nicio iluzie optică, eu eram flămând, n-avea de unde, nu existau acolo tiruri, nu existau magazine, nu existau acolo bani, eram într-un loc pustiu. Și eu în mâinile mele am ținut pâinea aceea și am văzut cum au venit oamenii și eu am văzut cu ochii mei când luau din coș, puneau și nu se termina. Și toate astea sunt amintiri care pentru toată viața te vor marca și dincolo de ce vor spune oamenii despre Iisus, dincolo de afirmațiile politice sau publice ale celorlalți care vor spune e un șarlatan, e un înșelător, cum i s-a spus, e un impostor, dincolo de toate acestea, oamenii care l-au urmat pe Iisus au spus totuși, noi am mâncat din pâinile acelea. Noi am gustat din pâinile acelea, dar am gustat și din bunătatea Lui. Și am dat seama că acest om n-a avut nicio intenție să ne înșele, nu vrea să impresioneze pe nimeni, nu vrea să amăgească pe nimeni, Lui păsa de noi. Și e bine că devii dependent de El, ai nevoie de El, simți că ai nevoie de El ca de aer, simți că ai nevoie de El ca de pâine, ca de apă, simți că El a devenit nevoia ta primară, nevoia fundamentală a sufletului tău, că nu poți trăi fără El, nu poți exista fără El. Și sunt bine să le ai toate acestea, e bine să le ai toate acestea. Dar lucrul cel mai frumos pe care îl poți face este să-L recunoști, să-L vrei ca împărat al tău, ca Domn al tău. Să-L primești în viața ta nu doar pentru pâine, nu doar pentru că îți poartă de grijă, nu doar pentru că te impresionează, te farmecă într-un fel, te fascinează, nu pentru asta. Pentru că El este împăratul, este singurul împărat, este singurul Domn, este singurul Mântuitor, ai nevoie de El și să-L faci pe El, să-ți dai viața ta Lui, să-i spui, Doamne, vreau să fii împăratul meu. Nu știu ce vor spune alții, nu știu ce vor vota alții, nu știu mulțimea cealaltă, nu știu ceilalți ce vor face, dar eu vreau să fii Domnul meu, vreau să fii împăratul meu. De aceea mă rog astăzi Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte, să-L facem pe Iisus Domnul nostru, împăratul nostru. El pentru asta s-a născut. Puțini oameni au înțeles. Au înțeles păstorii, au înțeles magii, au înțeles Maria, au înțeles Simeon, Ana, au înțeles oameni, nu toți au înțeles. Într-o zi au înțeles și mulțimile acelea flămânde, atrase, captivate de farmecul Domnului Iisus Hristos și L-au vrut ca împărat, L-au recunoscut ca împărat, au spus cu adevărat acesta este împăratul nostru. Abia El este împăratul nostru.
nu-i Cezarul de la Roma, nu-i Pilat din Pont, împăratul nostru este Iisus Hristos. Și astăzi tu poți să spui în rugăciunea care va urma, Doamne, Tu ești împăratul meu, Tu ești Domnul meu și vreau să rămâi Domnul meu. Să nu am alți Dumnezei afară de Tine, să nu am alți domni afară de Tine, să nu am alt împărat afară de Tine. Și Iisus Hristos din Nazaret, cel născut în ieslea Betleemului, să fie Domnul, să fie împăratul Tău. Amen.